Deci, după cum ați auzit și dumneavoastră, a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție, prin care s-a solicitat aplicarea măsurii preventive pe un termen de 30 de zile în privința amenduitului Ilan Șor. Aș vrea să fac întâi de toate o precizare cu privire la cauza penală în temeiul căruia a fost înaintat acest demers de aplicare măsurii preventive. Deci, ca să fie clar, Ilan Șor este învinuit de infracțiunea de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea de bani, de asemenea în proporții deosebit de mari, ca urmare a sustragerii care a comis-o pe perioada deținerii funcției de președinte a Consiliului Băncii de Economii, adică în perioada anului 2014. Respectiv, pentru tăinuirea și deghizarea acestor bani care au fost sustrași din Banca de Economii, dânsul este venit și de spălare de bani în proporții de